Copiii îmbrăcați în haine de sărbătoare au venit la grădiniță însoțiți de părinți, bunici sau frați. Micuții au pregătit timp de mai multe săptămâni programul pe care l-au prezentat astăzi în cadrul sărbării de sfârșit de an. Dacă unii vor mai rămâne un an la grădiniță, alții vor merge din toamnă la școală. Parte dintre dumneavoastră au trecut 4 ani de când ne-am întâlnit pentru prima oară în această sală de grupă. Pot spune într-o triplă ipostază. Eu de educatoare, dumneavoastră de părinți și copiii dumneavoastră în calitate de artiști. Cei care au venit de la 2 ani sunt la mine aici de 4 ani, e al 4-lea an. Numai că pentru acești 12 copii această serbare înseamnă ultima din viața de preșcolar. Urmează un alt ciclu, o viață plină de responsabilități, care va începe cu clasa pregătitoare, cu ghiozdanul în spate și cu grija învățătorii. Timp de o jumătate de oră, copiii au cântat, au recitat, luându-și astfel adio de la anii de grădiniță. Bine trece sportul albină, azulege, mă însoțește, urmă și cel mare primește. Tata, suntem de plecare, muntele ne cheamă acum, geamantanul și la drum. Suntem mari, suntem mari, noi vom deveni școlari. Suntem mari, suntem mari, noi vom deveni școlari. După 4 ani de grădiniță, și cute și potițe, astăzi îl luăm bură mari, adio grădiniță de rar. Am auzit de lucra bine care loc și pe drum bine și ce, dacă nu e frică, îi voi învânci, confundi că și în spate voi căra numai note foarte mari. Aducem un subit și o floare, Doamnei noastre rugătoare. Acum că totul s-a sfârșit cu bine, când am pășit un pas mai mare, îți spun adio grădiniță, că-și de-a pornesc în nou car. Pentru că pe parcursul întregului an au învățat limba engleză, programul a cuprins un scurt moment în această limbă. Atât copiii cât și părinții au avut ocazia să revadă imagini din cei 4 ani de grădiniță, fiecare privind cu emoție evoluția copiilor pe parcursul acestor ani. Vine iar vacanța, dar nu pot să uit că în toamna asta nu voi regăsesc căci o grădiniță, azi o părăsesc. Știu că voi pleca la școală, timpul nu-l pot da înapoi. O să-mi fie dor de grădi, o să-mi fie dor de voi. Dor de tine, grupa mică, grupa mare, mai apoi. Dor de-a mea educatoare, o să-mi fie dor de voi. La final, micuții au fost răsplătiți cu câte o felie de tort, prăjituri, dar și cu mici cadouri pregătite de educatoarea Maria Gloria Ion. În ghiozdane de acum, n-o să mai pun jucării și creioane. Care au învățat.
învățat multe lucruri noi, unii dintre preșcolari și-au luat la revedere de la grupa mare și de la grădiniță. Din toamnă vor merge la școală, acolo unde vor avea noi colegi și o nouă doamnă învățătoare. Pentru alții însă urmează un nou an de grădiniță. În toamnă vor reveni cu forțe proaspete, fiind cu un pas mai aproape de școală, grupa mare.